Andra, ce înseamnă ce se bucurești pentru tine? În primul rând, este ca și a doua familie pe care o am, ținând cont că sunt de 4 ani aici și înseamnă absolut tot. Cum ai descrie perioada petrecută aici? La ce se bucurești? A fost o perioadă foarte frumoasă din toate punctele de vedere. Am avut rezultate foarte bune, ținând cont că acesta este al treilea an când ieșim campioane naționale. Asta voiam să te întreb. E al treilea an și tu ai prins toate trei generațiile care au luat loc în timp pe țară. Care a fost secretul până la urmă? Că ești cea mai în măsură să ne spui. Am muncit foarte mult. Antrenamentele au fost destul de grele și antrenorii pe care i-am avut ne-au ajutat foarte mult să ne unim. Datorită staff-ului și, bineînțeles, și datorită nouă și muncii pe care am depus-o, am reușit această performanță. Povestește-ne puțin cum s-a văzut finala cu Brașovul prin ochii tăi și cât de frustrant a fost să nu poți să fii în teren din cauza accidentării. Am avut niște emoții, ținând cont că a doua zi nu mai aveam voce la cât am urlat și le-am încurajat pe fete. A fost foarte frumos, nu pot să-ți descriu exact. Este un sentiment pe care nu știu să ți-l exprim. Dar am avut încredere în fete și în staff și eram sigură că o să câștigăm. Care ar fi handbalista ta preferată, idolul tău? Oana Manea. De când am început handbalul și l-am început la o vârstă cam târzie, pe la 14 ani, eu înainte mă uitam la meciuri de handbal, chiar îmi plăcea foarte mult și mereu o vedeam pe Oana Manea. Și de atunci a devenit idolul meu. Mi-a plăcut foarte mult de ea. Care e cea mai frumoasă amintire alături de acest club? Cea mai frumoasă? Cred că... Hai de unde alegi. Exact, am de unde să aleg. Prima medalie de aur pe care am luat-o cu domnul Buceschi, ținând cont că nu am putut să fiu acolo să le ajut pe fete, dar am fost lângă ele cu sufletul. Ai un procedeu preferat de aruncare? Da, îmi place să dau la freză. Da. Povestește-ne puțin cum ai ajuns să practici handbalul. Tatăl meu, când mă ducea mereu la meciuri de handbal și tot îmi spunea, hai să începi și tu, hai să începi și tu. Și până la urmă m-au dus de fapt împreună părinții mei, m-au dus la antrenorul Ion Milovan, iar de acolo a început toată această poveste. Mersi.